vremuri sta Iosua în criză de timp. Erau mulți dușmani pe pământ și soarele sta gata la asfințit și noaptea venea pe pământ. Atunci ridică Iosua mâna spre cer cu glas ca netunet strigând: opriți-vă astre, mai dați-mi răgaz să-l văd pe dușmanul la pământ. Oprește-te soare asupra pământului, oprește-te lună și tu, lungească-se ziua aceasta a harului și nimeni să nu spună nu. Atunci ridică Iosua mâna spre cer cu glas ca de tunet strigând: opriți-vă astre, mai dați-mi răgaz să-l văd pe dușman la pământ. Istoria aceasta de mult o trăim și soarele aproape a sfințit. Dușmanul e încă în picioare, o știm, deși are capul zdrobit. Oprește-te soare asupra pământului, oprește-te lună și tu, lungească-se ziua aceasta a harului și nimeni să nu spună nu. Mai este un Iosua în veac 20 să-nalțe doar brațul spre cer, când state dușmane împotriva pornesc și jertfa umană o cer. Din ghearele morții pe cei disperați căutăm ca să-i smulgem acum. Privește, Părinte îndurat, te rugăm, oprește chiar soarele acum. Oprește-te soare asupra pământului, oprește-te lună și tu, lungească-se ziua aceasta a harului și nimeni să nu spună nu. Oprește-te soare asupra pământului, oprește-te lună și tu, lungească-se ziua aceasta a harului și nimeni să nu spună nu.